Asociația Mișcarea de Implicare Civică propune cetățenilor responsabili și dezamăgiți de sistemul de ignorare reciprocă instituit în viața publică după Revoluția din 1989 o operațiune de reformare din mers a acestuia. Asociația își dorește să dea coerență unor inițiative și așteptări firești ale cetățenilor să devină o voce și o modalitate de organizare a oamenilor care au protestat în stradă în ultimii ani de după Revoluția din decembrie 1989. Își propune o monitorizare activă a clasei politice pentru a deveni o voce importantă din societatea civilă românească. Facem un apel public către toți cei interesați, toți cei care au idei și care vor să fie alături de noi, cei care au nevoie de reprezentare, să vină alături de noi în strada Domnească la numărul 52 vis-a-vis de regionala CFR, pentru că vom fi mulți, vom avea un cuvânt de spus, pentru că așa cum s-a făcut politică până acum, nu se mai poate. Societatea civilă are ceva de spus, trebuie luată în seamă, societatea civilă vrea respect și din aceste motive, iată, ne-am constituit și nu intenționăm să aruncăm cu noroi în unul sau în altul, ci doar să propunem soluții constructive, reale, proiecte pragmatice, realizabile și să facem ceva util. Membrii fondatori ai AMIC sunt oameni determinați din municipiul Galați care doresc mai mult de la administrația locală și centrală, de la reprezentanții partidelor politice care au dezamăgit peste măsură în ultimul timp, precum și o implicare substanțială a cetățenilor la nivelul tuturor deciziilor de interes public. Această implicare va fi coordonată permanent de departamentele AMIC, care vor colabora cu autoritățile locale, județene și naționale în scopul obținerii unor servicii de înaltă calitate pe fiecare palier de vârstă sau nevoi speciale. Am propus o etapizare a oricărei acțiuni. Și etapizarea acțiunii înseamnă să identifici problema, să găsești soluții la ea, să o trimiți către cine trebuie trimisă să rezolve acea disfuncționalitate, să aștepți răspunsul în acel termen rezonabil, că este legal sau nu, să vedem dacă își asumă activitatea să corecteze acea problemă, să o rezolve și să acționăm dacă nu... Acționăm fie amiabil, punem noi mâna și o facem, punem noi societatea civilă și o facem. Cum a fost modul de lucru cu Beculescu, cu Beculescu s-a luminat un părculeț. Da, a fost o inițiativă... A fost o inițiativă amiabilă care a compensat... Da. Problemele care le au primarie. Legi sunt, trebuie să le respectăm. Câinele, fără stăpân, nu are ce căuta în stradă. În stradă sunt copii, sunt bătrâni și sunt oameni la orice oră din zi și din noapte. Strada e a oamenilor și a câinilor cu stăpân, nu fără stăpân. Păi noi ar trebui să scrim pe pancard de la primărie, câine fără stăpân nu există. Păi nu există așa ceva. Nu are ce căuta câinele în stradă. După atâția ani, după 26 de ani de democrație, vrem și noi ca acești câini să fie duși într-un loc special făcut pentru ei. Departamentele specifice ale asociației se vor ocupa de diverse categorii sociale și de interes comun, cum ar fi educație, părinți și cadre didactice, sănătate, pacienți și cadre medicale, monitorizarea administrației, primării, consilii locale și județene, precum și parlamentari, comunicare cu sindicatele, educație adaptată și integrativă pentru copiii cu cerințe educative speciale, prin colaborare cu inspectoratele școlare și centrele județene de resurse și asistență. Nu va lipsi din preocupările asociației AMIC, departamentul juridic acoperit de avocați și juriști implicați în sprijinul cetățenilor și care vor sancționa abuzurile și neglijențele de orice fel ale administrației publice. Departamentul Oameni de Afaceri, Departamentul Metropolă, Brăila, Galați, Tulcea, Departamente de Tineri, Femei, Pensionari, Protecția Mediului, Turism, Departamente Locale pentru Comune și Orașe, Monitorizarea Primăriilor și Consiliilor Locale și Departamentul Diasporă Românească vor avea dezvoltările cerute de diferitele momente de cristalizarea unei societăți civile active, responsabile și implicate. Toți cei nemulțumiți, toți cei care aveți probleme, fiți alături de noi, pentru că împreună vom rezolva problemele reale pe care Galațiul le are.